Bună seara, aș bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. PSD Iași are un nou șef cu acte în regulă. Bogdan Cojocaru e fostul șef interimar al filialei, dar de ceva zile, de vreo câteva zile, e șef cu acte în regulă pentru că a fost ales noul lider al filialei județene a PSD Iași. Filiala Leșana Social-Democraților își fixează practic noua conducere. Doi Bogdan, așa cum a spus și liderul partidului Marcel Ciolacu, la conducerea PSD Iași, unul la județ, Bogdan Cojocaru, pe care îl avem în platou, și Bogdan Balanișcu la municipiu. Și am mai făcut o afirmație, dacă l-am pomenit pe Marcel Ciolacu, cei doi Bogdani vorbate, n-am spus pe cine, dar probabil pe cei de la PNL, de le va sări tabla de pe casă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc din nou pentru invitație! Bun, ce a fost cu acea afirmație a lui Marcel Ciolacu? A fost pregătită sau a fost o chestie spontană? La cum îl cunosc eu pe premier și pe președintele PSD, a fost o reacție spontană, dar cred că în momentul de față nu există persoane în județ sau în municipiul Iași care să nu cunoască problemele cu legea tabla, problemele cu legea pe care le are actualul președinte al Consiliului Județean. E o exprimare plastică în sensul de a repet, toată lumea știe aceste probleme. Cred că nu este cetățean în județul nostru care să nu știe că dosarul tabla al actualului președinte al Consiliului Județean. Din nefericire, pentru noi ca ieșeni, suntem cunoscuți la nivel național doar prin aceste scandaluri. Din nefericire, pentru noi ca județ, o spun din nou, nu suntem cunoscuți prin investiții, proiecte și alte demersuri pe care le putem face pentru județul nostru, 4 ani de zile pierduți pentru județul Iași. Da, acea afirmație a făcut practic în conjurul, s-a dus și a ieșit și pe presa națională, pentru că, până la urmă, a fost o afirmație tare cu referire, cel puțin la Iași, dincolo de afirmațiile făcute pe zona politică națională, așa cum fac liderii când merg prin țară. Bun, să revenim la reuniunea de când? Sâmbătă trecută, deci sunt câteva zile. A fost, nu știu, aș putea spune, o alegeri liniștite, a fost și zile mai agitate, sau mă rog, alegeri mai agitate pe la PSD. Da, dar ca și în aici viața, a fost un singur candidat, a fost cumva previzibil. Lucrăm împreună de foarte mult timp. În momentul în care am construit și am propus în fața organizației această echipă de conducere, am luat în calcul câteva elemente simple. Și anume, au venit în echipă în momentul de față oameni care, din punct de vedere administrativ, sunt probabil cei mai buni, sunt primari social-democrați din județul Iași, care au cel puțin 3, 4, 5 mandate unii dintre ei. Au intrat în echipă oameni care știu administrație, în primul rând, și, bineînțeles, au o viață politică foarte lungă și o experiență mare din acest punct de vedere. Ne dorim să venim în fața electoratului, așa cum am spus de fiecare dată, cu cele mai bune persoane care chiar știu ce înseamnă administrație, pentru că, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni, Iașul a pierdut 4 ani de zile, nu ne mai permitem să pierdem în continuare oportunități pe care le avem în momentul de față. Doar cine nu vrea, nu poate, doar cine nu vrea, nu face proiecte sau nu atrage sume importante din punct de vedere din punct de vedere al investițiilor. Doar cine nu vrea, nu construiește în județul pe care îl reprezintă, pentru că avem la dispoziție fonduri guvernamentale, PNRR, o sursă foarte importantă, și, bineînțeles, nou exercițiu financiar. Lucrul acesta l-am spus și o să-l repet ori de câte ori am ocazia. S-au pierdut 4 ani pentru județul nostru. Majoritatea proiectelor care sunt în momentul de față în implementare sau au fost implementate, și putem da și exemple, Spitalul de Copii Sfânta Maria, AXA Iași-Suceava, care cred că e cel mai amplu proiect de infrastructură rutieră la nivelul drumurilor județene, inclusiv proiectul mult dezbătut și discutat al noului terminal, o investiție necesară pentru județul nostru, inclusiv noul terminal T4, în anul 2022 a beneficiat de susținerea echipei social-democrate, iar banii, aceste fonduri europene cu care se laudă echipa PNL la Iași,
aceste fonduri au fost semnate de către Sorin Grindeanu, ministru social-democrat. Bun, există și un merit, dacă aici nu trebuie ascuns, trebuie spus asta. Știți cum e? Bani sunt, au fost în multe proiecte, dar de multe ori nu au fost duse la capăt. Meritul, mă rog. Păi nu, de asta am și spus. Cel care conduce aeroportul, nu știu dacă neapărat al conducerii Consiliului Județean, dar cel care conduce aeroportul și al firmei care a executat lucrarea, e că a dus-o până la capăt pentru că exista pericolul pierderii finanțării. Așa cum pe A7, spre exemplu, tot așa. Bani sunt, acum rămâne de văzut dacă, virgulă, constructorul, firma lui Mărescu, își va face treaba. Noi sperăm că da, că sunt semnale A7 că este da. A7 este un proiect pe care nu-l mai poate opri nimeni. Fondurile sunt asigurate prin PNRR. În momentul de față, mobilizarea este una exemplară. Săptămânal am fost și cu colegii mei prefecți din celelalte județe. Am fost acum de curând la Vrancea, unde s-a și turnat primul strat de asfalt în județul Vrancea. Urmează să discutăm și cu ceilalți colegii noștri pentru a putea monitoriza în Bacău și în celelalte județe, Prahova, unde se lucrează în acest moment. Și eu, ca prefect, al județului Iași, monitorizez lucrările care se desfășoară pe raza județului nostru, dar în același timp, împreună cu colegii prefecți din celelalte județe, monitorizăm aceste lucrări în așa fel încât A7 să devină realitate. Bani sunt, constructorul corect, lucrează constructorul, da. Și sunt convins are că foarte multe lucrări, aici există pericol. E constructor serios, dar având foarte multe lucrări, rămâne de văzut dacă nu cumva umbrela e prea mare și va termina la timp tot ce a început, pentru că îți trebuie utilaje, îți trebuie, e nevoie de timp. Am urmărit cu atenție. Oameni. Deocamdată nu sunt probleme, dar sper. Am urmărit cu atenție aceste lucrări. Din fericire pentru noi, mobilizarea este una foarte bună. Nu sunt probleme din acest punct de vedere. Sursa de finanțare există. Sunt doi ani și jumătate până în 2026. Termenul este de 2026 și din discuțiile pe care le-am avut chiar cu ministrul Sorin Grindeanu, chiar și acum în weekend am vorbit cu premierul Marcel Ciolacu și dumnealui a afirmat acest lucru, că din graficele pe care le-a văzut și dumnealui, graficele de lucrări, există dorința ca din anul 2025 anumite tronsoane să fie deja date în exploatare. Înțeleg că ar putea fi chiar unele segmente chiar și anul ăsta gata, poate 1-2, da, undeva mai. Anul 2025 să fie un an în care și anul 2025 să fie chiar mai multe. Da. Porțiuni să poată să le anumite da, porțiuni înțeleg să le putem utiliza. Avantajul aici la proiectul ăsta, studiul de vizabilitate s-a făcut așa cum trebuie. A fost și bani, probabil s-a făcut și de către firma respectivă temeinic. Și atunci lucrurile, ai constructor serios, ai bani din PNRR, dar problema e, și am văzut chiar și în timpul vizitei premierului la Iași, a șefului PSD național, s-a pus problema pe A8. Da, aici acolo, e într-adevăr o problemă și vedem că parcă patinăm cumva, adică știți foarte mergem bine în gol. Am discutat acest subiect la fel de important sau poate mai important pentru județul Iași. E clar că A8, porțiunea de la Târgu Neamț, Moțca, Lețcani, Ungheni, e foarte important. S-au făcut și bine, acolo și discuții. Am avut aceste discuții pentru că am participat alături de reprezentanții ai societății civile și reprezentanții mediului de afaceri. Am fost împreună cu dumnealor la Ministerul Transporturilor. Ne-am întâlnit acolo și cu domnul Grindeanu și cu directorul CNAIR. Au fost prezentate toate aceste probleme. E clar că în momentul de față există din mai multe zone și din zona mediului de afaceri și din zona politică și din zona societății civile, mă scuzați, o presiune în așa fel încât proiectantul să-și facă datoria așa cum trebuie. Pentru că cei de la Consitrans, pentru că despre ei este vorba, au obligația de a aduce documentația într-un conform termenului stabilit, în așa fel încât aceste lucrări să poată să treacă de această etapă de studii, de partea birocratică și să putem să lucrează pe Ungheni Iași, Târgu Neamț, nu? Să ajungem la tot ceea ce ține de proiectare și execuție, așa cum s-a întâmplat. Banii există prin PNRR pentru cele două capete, care da, bun, 60 de kilometri pentru care doar un început acolo. S-au finalizat pentru tronsonul montan și acesta este un element important.
Ne-am bătut pentru această autostradă și ne vom bate în continuare. Dar autostrada A8 nu există fără Moțca Lețcani-Ungheni, nu există fără tronsonul montan. Pentru prima dată în bugetul național, în bugetul construit în anul 2023 pentru anul 2024, există toate sumele necesare și nu sunt sume mici, în așa fel încât acest tronson montan, mult discutat, în momentul de față să aibă toate sumele alocate necesare pentru a putea merge înainte. Există indicatorii și foarte bine că la sfârșitul anului trecut au fost aprobați și indicatorii pentru acest tronson. Urmează doar ca în momentul de față, conform discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții societății civile și mediului de afaceri la Ministerul Transporturilor, să fie scoase la fel pe tronsoane în proiectare și execuție aceste porțiuni de autostradă foarte importante. Da, bucata Lescani, pe la urmă Iași, Lescani, sau mă rog, Ungheni, Iași, Târgu Neamț. Pentru că e o problemă aici și va lega, practic până în Pașcan va lega și cu A7 da. Pe partea aia. Există nici aceasta. Aici nu e foarte clar când, cum, când vor demara lucrările. Așteptăm în momentul de față ca să se finalizeze toate aceste documente, mai acordul de mediu, ce partea birocratică, ce mai este în momentul de față în discuție și trebuie să parcurgem aceste etape cu celeritate. De aceea au și fost făcute aceste discuții, pentru că nu trebuie să ne ascundem de cei care se uită la noi. Există această suspiciune, cel puțin din partea mediului de afaceri, din partea societății civile, că proiecte la fel de importante pentru alte regiuni ale țării au intrat poate mai repede. În diverse etape. Cele care nu sunt finanțate. În diverse etape. Dar noi în momentul de față suntem într-o competiție, pentru că avem nevoie ca proiectantul, pentru că despre el este vorba, nu facem acum nici anti campanie sau anti reclamă, de politică, anti-reclamă pentru cineva anume. Proiectantul trebuie să-și facă treaba, trebuie să-și asume toate termenele discutate la nivelul CNAIR și la nivelul Ministerului, în așa fel încât partea aceasta birocratică să fie depășită cu celeritate. Noi suntem într-o competiție cu celelalte regiuni ale țării. Da, o competiție extrem de dură. Bugetul este limitat și în momentul respectiv noi trebuie să identificăm cele mai bune soluții de finanțare. Cu cât avem mai repede documentația finalizată, cu atât putem intra în această bătălie. Și a fost această discuție că vezi că să putem să analizăm cu atenție, pentru că sunt proiecte din vestul țării sau din alte zone ale României care au mers mult mai rapid. De ce au apărut aceste discuții? Pentru că se lucrează cam aceiași proiectanți și la... Acum sper să nu fie și niște interese și unele să fie lăsate mai la coadă și altele băgate mai în față, pentru că cam același grup de firme care lucrează pe studiile astea de vizibilitate și să nu avem surprize. Am dat mai devreme niște exemple concrete. Putem spune în momentul de față că avem un partener corect în premierul Marcel Ciolacu și în ministrul Sorin Grindea. Avem parteneri corecți, premierul Marcel Ciolacu, ministrul Sorin Grindeanu. Spun acest lucru că avem parteneri corecți pentru că dacă ne uităm la toate etapele parcurse, la modul în care au fost aduse și la nivel guvernamental, în diverse etape, toate aceste elemente în dezbatere. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. În bugetul de stat, pentru autostrada A8, pentru anul 2024, au fost prinse toate sumele necesare în așa fel încât proiectantul sau cei care lucrează la diverse documentații să nu aibă niciun motiv de supărare, cu ghilmele de rigoare. Adică au toate condițiile în așa fel încât să-și facă treaba. Spuneți că sunt parteneri și e în regulă, e bine că se întâmplă așa. Da, până la urmă, cam toți liderii politici care au pe ei premier, președinți, șefi importanți de partide care au venit pe la Iași, toată lumea a spus că autostrada sau autostrăzile Moldovei sunt o prioritate. Problema e că e nevoie și de presiune constantă și acum și pe viitor asupra
celui care face studiul de vizabilitate asupra constructului atunci când se va apuca de treabă. Pentru că altfel, vedem că altfel nu merge. Știți care e diferența între ceea ce transmitea în momentul de față Bogdan Cojocaru, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, și ceea ce tot au vorbit diverse persoane, inclusiv cei care conduc astăzi Iașul și la nivelul Consiliului Județean și în alte instituții. Diferența e că noi nu doar am vorbit, ci au fost făcute au fost parcurse diverse etape, având susținerea acestor oameni la care eu tot fac referire. Mă refer la șeful guvernului și la ministrul transporturilor. Sunt oameni care au făcut lucruri. În momentul în care vedem că autostrada Moldovei, autostrada 7, este șantier din județul Prahova până în Pașcani inclusiv. Au fost făcuți pași importanți și pentru Pașcani Suceava. Da. Și urmează Suceava-Siret. Autostrada A8 beneficiază, eu când spun că am trecut de la vorbă la faptă, vedem că beneficiază de tot sprijinul, în așa fel încât să nu-i lipsească nimic proiectantului pentru a putea să ducă mai departe aceste etape. Bineînțeles că această presiune este una foarte bună și din zona oamenilor de afaceri și din zona societății civile. De ce? Pentru că prea mulți ani am vorbit despre aceste proiecte. În momentul de față toată lumea își dorește șantier. Cum, de exemplu, am vorbit foarte, foarte mult timp despre Spitalul Regional de Urgență. Am vorbit 15 ani. Eu eram, ca și dumneavoastră, mult mai tânăr și dumneavoastră și noi eram mult mai tineri. De 15 ani se tot vorbește despre acest proiect important. Acum 2 săptămâni am fost invitat și am participat alături de ministrul Rafila și de premierul Ciolacu, bineînțeles alături și de reprezentanții Andis, cei care se ocupă de implementarea acestor proiecte regionale, spitale regionale, la semnarea primului contract. În momentul de față avem semnat primul contract pentru Spitalul Regional de Urgență. Ce înseamnă asta? Înseamnă începerea lucrărilor. Înseamnă începerea lucrărilor. În paralel asta se demarează într-un termen scurt, o săptămână, într-un termen foarte scurt, așa cum și sâmbătă a anunțat primul ministru, în luna aprilie vor fi primele lucrări pe acest șantier. Ministerul Sănătății prin Alexandru Rafila s-a implicat direct în așa fel încât Iașul să aibă un spital regional de urgență și va avea. Vorbim de 15 ani. Va fi o lucrare, și asta o lucrare foarte mare, foarte mulți bani și o lucrare foarte grea. Acum sperăm ca zona respectivă să țină, ca să zic așa, adică să ai acces pe șantier acolo, nu mă refer la autorități, mă refer la constructor, pentru că nu-mi dau seama, adică noi ne uităm și la aeroport. Ok, am făcut un aeroport, îi lansăm brandul foarte frumos, dar calea de acces e aceeași, adică domnilor, facem o investiție de 100 de milioane de euro, dar nu suntem în stare să facem tot, ne lăudăm că facem două căi de acces. În ceea ce privește accesul la aeroport e o problemă, pentru că oricum nu au fost făcuți pași, adică nu s-a întâmplat nimic, pentru căile, crearea de noi căi de acces, în ceea ce înseamnă și nici nu se vor face noi căi de acces în următoarele luni. Dar înțeleg că drumul din Tătăraș până asta la... Asta înseamnă că cei care 900 vor... de metri, adică îl facem în 3 luni. Cei care vor veni la Consiliul Județean din după alegerile din 9 iunie vor trebui să se ocupe și de această problemă. În ceea ce privește accesul pentru Spitalul Regional de Urgență, sunt luate toate aceste căi de acces în calcul și datorită implementării acestui proiect important, pentru că el oricum vor merge în paralel, cum mă refer la autostrada A8, ca să se facă și acea... Da, bun, asta e după ce va fi gata, dar eu spun în timpul lucrărilor, pentru că da, corect, va fi, sunt în momentul de față create diverse... Bun, primăria spune și vedem doar planșe. Primăria spune că acolo va fi și o sală polivalentă de 9.000 de locuri. Deci asta înseamnă o hardunie uriașă. Să o lămurim și cu sala polivalentă. E bine dacă s-ar face. Eu sunt sceptic, pentru că chestiunile lansate în an electoral, eu am rezerve nu uriașe. Pentru că a fost o dezbatere și pe acest subiect. În momentul de față, noi de la nivelul primăriei municipiului Iași am văzut odată la 4 ani foarte multe machete, foarte multe promisiuni. Au fost, pentru că a fost această dezbatere, că de ce acum? Au fost trei prim-ministri în ultimii ani, PNL, domnul Orban, domnul Câțu și domnul Ciucă. Trei prim-ministri care, se pare, nu au dat importanță machetelor pe care le prezintă colegii dumnealor de partid.
a fost nevoie ca la nivelul guvernului să ajungă un social-democrat și anume Marcel Ciolacu să treacă indicatorii prin ședință de guvern, să treacă indicatorii tehnico-economici pentru sala polivalentă mult așteptată de către cetățenii din Iași, mai ales pentru cei care sunt, sunt apropiați de fenomenul sportiv. Da, nu doar, că acolo iată că face și astăzi, alte acțiuni, nu doar astăzi când sportiv. Vorbim noi, exact, astăzi când vorbim noi, sala polivalentă propusă, proiect bun, rău, proiect, nu discutăm proiectul acum, dar a făcut un pas important. Trecerea prin guvern a indicatorilor tehnico-economici înseamnă o garanție că acest proiect va fi făcut. Întrebarea mea este una singură. De ce a fost nevoie ca la conducerea guvernului să ajungă social-democratul Marcel Ciolacu, adică un PSD-ist, și ceilalți trei prim-ministri, PNL, au ignorat proiectele și machetele propuse de către colegilor de partid. Nu avem noi răspuns. Important e că echipa social-democrată, așa cum am spus de fiecare dată, de la nivelul guvernului, prin Marcel Ciolacu, prin echipa de miniștri pe care o avem, și datorită faptului că în momentul de față, alături de echipa social-democrată pe care o conduc eu la nivelul județului, facem această discuție, mergem la aceste ministere, mergem către guvern și discutăm aceste nevoi pe care comunitatea ieșeană le are. Bun, acum, pentru mine, oarecum e neclar din ce fonduri va fi făcută sala, pentru că nu vor fi, nu știu, sau cel puțin nu m-a lămurit nimeni, nu cred că vor fi bani europeni. Fondurile trebuie asigurate din zona guvernamentală sau din alte surse timp pe care... Atâta timp cât ai o sală de aproape 10.000 de locuri, am zis de 400-500 de milioane de lei, e o sumă, valoarea e aproape de 100 de milioane de euro. Păi mă întreb de unde că bugetul, și am văzut și alte săli, stadioane prin țară lansate ca idei, mă rog, sper să nu fie, adică sper să vedem făcută, că așa, cu aprobări am văzut, dar... Tot așa. Să vedem începute lucrările. Știți de ce am ajuns în zona aceasta? Știți cum e? Domnul Cojocaru, lumea nu, oamenii în general, nu mai are încredere. Cred că o simțiți și dumneavoastră în întâlnirile pe care le aveți, că se apropie alegeri. Lumea nu mai are încredere când spuneți că, domnule, facem. Okay, exact, da, asta vreau să uite așa. Domnule, da, iar spune ăștia așa. Știți de ce am ajuns aici? Pentru că în ultimii 4 ani de zile, la nivelul Consiliului Județean, nu s-a văzut niciun proiect mare, gândit, construit, pus pe hârtie, identificate surse de finanțare. Doar s-au vorbit despre anumite idei și fiecare și-a dat cu părerea despre cum ar trebui să arate anumite investiții necesare în educație, în sănătate pentru județul nostru. Iar la nivelul primăriei municipiului Iași deja suntem obișnuiți cu acel set de machete pe care, sau despre care ați vorbit și dumneavoastră, despre care au vorbit și cetățenii, despre care știm cu toții foarte multe lucruri. Mă mir că în momentul de față cei care își doresc să candideze la primăria municipiului Iași de la Partidul Național Liberal încă n-au venit să vorbească despre Bahluiul navigabil. Aoleu, sper să nici nu mai păi fac. Nu știu, eu vă dați seama că... Subiectul ăsta e de 3-4 minute, pe vremea lui Dan Cărlan. Bun, trebuie să luăm pauză, apoi ne întoarcem. E o glumă, sper să nu vină din nou cu aceleași machete și proiecte pe care... Luăm pauză, apoi ne întoarcem și vrem să vedem cu ce schimbă datele problemei, ce s-a întâmplat la PSD-aș sau, mă rog, cu alegerile și dacă vor mai veni primari PNL la PSD. Pauză, apoi ne vedem. Da, ne-am întors în linia întâi, invitat Bogdan Cojocaru, proaspăt lider PSD Iași, filiala județeană cu acte în regulă. Bun, n-a fost un anunț oficial privind candidații la primărie și la Consiliul Județean, dar din ceea ce a spus și liderul național, pare să că se cam știe, da? Bogdan Balaneș cu candidatul PSD la primăria Iași și Bogdan Cojocaru la șefia Consiliului Județean. Păi a fost un cadru oficial, pentru că... Bun, dar n-a fost la conferința... Adică n-a fost un vot sau nu știu, poate n-au... Nu, n-a fost niciun vot, asta într-adevăr, n-a fost vot într-un for statutar. Au fost prezentate aceste nume atât la conferința de presă cu dumneavoastră și cu ceilalți colegi din presă, dar și în cadrul conferinței, unde au fost peste 800 de persoane
delegați și invitați din tot, bun, deci bătut în cuie, din tot județul. Mai pot fi schimbări? În momentul de față, conform discuțiilor pe care le-am avut și probabil o să urmeze celelalte etape de a pregăti aceste dosare, de a le depune și, bineînțeles, pentru tot ceea ce ține de Consiliul Județean și Primăria Municipiului Reședință de Județ, dar și celelalte candidaturi din cele 97 de comune, vom organiza în forul statutar, în Consiliul Politic Județean, o validare, ședință, nu? Și să le validăm, le validăm. Bun, aia pe va fi toate. O chestiune, mă rog, mai mult birocratică, gest politic, până la urmă. Dar ele trebuie validate, că astea, da, astea bun, sunt da. Și statutare. Cel mai important e, adică, validare. Trebuie desemnare și trebuie ca filiala, dar cred că și centru, pentru că Iași, Cluj, Constanța, Craiova, București, nu sunt, de adică, fiecare dată, acolo știți, trebuie validarele de când, către forul național. Când, sau vorbim, conducerea când națională. Vorbim de alegerile locale sau de alegerile europarlamentare, mai ales când sunt liste care se fac la nivel național sau la, chiar la nivel local pe aceste propuneri, ele vor fi validate cu siguranță și în biroul politic sau în Consiliul Politic Național. Bun, ce șanse are dumneavoastră să fie, să ocupe un loc eligibil, că și acolo e bătaie mare, va fi listă comună, da, la europene, PSD, PNL, vă dușmăniți la locale, dar se pare că la europene noi veți merge. Veți merge. Să lămurim și ca să folosim listă națională. Aici e una dintre probleme. Noi, canaliști, jurnaliști, analiști, ne uităm, domnule, cum veți duce campanie? Deci dimineața o să trebuiască. Dimineața sau în emisiuni sau aici să, la Iași, da? Să lămurim și vă dușmăniți cu PNL-ul, cu Chirica și cu Alexe și seara trebuie să ieșiți împreună să cereți votul pentru lista comună. Haideți să lămurim și lucrul acesta. Și Partidul Social Democrat a intrat la guvernare într-un moment nu tocmai plăcut nici pentru noi ca cetățeni, nici pentru țară la modul general. Erau mai multe crize suprapuse. Dacă ar fi fost ca Partidul Social Democrat să se uite strict la sondaje, cu siguranță ar fi avut și această opțiune de a nu intra la guvernare. De rămâneți în opoziție și să câștigați alegerile cu 60%. Exact. Însă, Partidul Social Democrat este un partid responsabil, un partid onest, așa cum suntem și noi, cei care reprezentăm filiala ieșeană, suntem oameni onești, integri, nu avem probleme cu, nu avem dosare penale și așa mai departe. Partidul Social Democrat este un partid serios, așa cum a fost de fiecare dată și s-a demonstrat că știe să guverneze. A intrat la guvernare într-un moment neplăcut. În momentul de față suntem într-o alianță la nivel guvernamental, la nivel național, pentru a putea asigura acea liniște, și cred că am mai explicat acest lucru la dumneavoastră, acea liniște necesară pentru continuarea parcursului pro-european și pro-euroatlantic al României. Bun, mai mult acum sunteți chiar, despre asta vorbim, chiar vioara întâi la guvernare, că până acum era premier PNL, da, după corect. Rotativă sau cum. Dar România are nevoie în momentul de față de stabilitate din punct de vedere politic. Cele două mari familii politice, la nivel local, dar și la nivel european, cu siguranță își vor da mâna în așa fel încât să putem să combatem diverse partide extremiste, așa cum au apărut și la noi în țară, să putem să explicăm oamenilor lucrurile bune pe care le putem face împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană și din NATO, pentru că în momentul de față știm cu toții, avem un război la graniță, nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi însemnat ca România să nu fie membră NATO în acest conflict militar, nu vreau să mă gândesc în cei 17 ani, dacă nu greșesc, nu, când 2007 a intrat România în Uniunea Europeană, sunt 17 ani în care, dacă e să facem un calcul, mult sumele, pentru că avem sumele și noi o contribuție intrat, da, ca partid, suma pe care, sau suma cu care am contribuit noi, cred că e în jur de 30 de miliarde de euro, și suma pe care a reușit în cei 17 ani să o aducă să o aducă reprezentanții noștri, să o folosim, suma să o folosim pentru diverse proiecte în educație, în sănătate, în infrastructură și așa mai departe, e mult mai mare. Păi cred că câștigul net e vreo 50, cel puțin 50 de miliarde. Din datele pe care le avem noi, da, vreți să spunem, vă spun am contribuit aici cu 30, da, și am reușit, știu, să atragem, da, aici, 90. Domnul, deci aici e și vina partidelor, și aici nu mă refer doar la PSD, la vina tuturor partidelor democratice, să spunem, care au fost la guvernare, că n-a reușit să explice că oamenii, dacă mergi acum și întreb, spun, domnule, Europa ne-a distrus fabricile, Europa ne-a sărăcit, Europa ne-a cotropit, nu știu ce. Dar
Poate că trebuia explicat ce înseamnă, ce înseamnă investițiile astea, cât, cu, eventual cu cifre și eventual dat și exemplu. Uite, strada asta, da? E făcut, sau bulevardul ăsta e făcut din bani europeni. Sau aeroportul ăsta sau drumul ăsta. Clar sau poate fi făcut din bani europeni. Acest lucru clar poate, mă refer la explicațiile pe care trebuie să le dăm. Acest lucru clar trebuie făcut mult mai bine. Și pentru că altfel voturile se duc unde se duc. Trebuia făcut și până acum. Am făcut-o și până acum, o facem și de acum înainte. Dar, în primul rând, România, din punct de vedere politic, are nevoie de stabilitate. E clar că aceste fonduri europene ne-au ajutat și ne vor ajuta. Așa cum a spus dumneavoastră, și AXA Iași-Suceava, proiect construit și făcut în 2016-2020 de echipa social-democrată, e banii alocați sau sumele alocate sunt din și din fonduri europene. Eu cred că aproape nu există proiect mare care să nu, pentru că n-aveam, cel puțin la început în anii 2007-2008, când bugetele și bugetul național era la pământ, exact. N-aveam cred deci, că nici 3 milioane de euro mi se părea investiție mare. Și acum când spui 3 milioane de euro, păi, asta e nimic. Da, e o chestiune minoră. Mărunțiș. E clar că din această perspectivă avem nevoie de stabilitate. De aceea, din această perspectivă, în alegeri europarlamentare, mergem împreună pentru a putea arăta românilor lucrurile bune care s-au făcut și lucrurile pe care le putem face de acum înainte alături de partenerii noștri europeni. Pentru că avem nevoie de aceste fonduri și cu siguranță ele vor veni. Vedem că și fața satului românesc s-a schimbat datorită acestor investiții din fonduri guvernamentale, dar și din fonduri europene în mare parte. Da, s-a schimbat aici cu un amendament, cel mai mult s-a schimbat, bun, peste tot, dar localitățile din jurul reședințelor de județ, cel puțin din jurul Iașului, spun primarii că n-au mai avut nicio perioadă cu atât de multe investiții și cu atât de multe realizări și proiecte. Știți ce probabil cu cât te îndepărtezi de Iași sau de reședința de județ, lucrurile se mai scârție ca acolo. Știți ce? Eu sunt un tânăr, probabil o bună parte din cei care se uită la noi cunosc acest lucru, sunt un tânăr care am absolvit în anul 2006 facultatea de informatică. Am lucrat doar în mediul privat până în 2018. În 2006, când am terminat eu facultatea de informatică, erau foarte mulți colegi de-ai mei, tineri, care plecau din țară. Mulți pentru în Canada. Pentru că ulterior, din 2007 și cu Uniunea Europeană, aveau aceste posibilități de a circula mult mai ușor și de a... Da, nici nu prea erau proiecte aici, erau firme străine aici. În 2006, industria IT nu era la același nivel. Da, clar. Și ca ministru al comunicațiilor, în anul 2018, chiar aveam o dezbatere atunci și cu domnul Daia și cu alte persoane care au lucrat în Ministerul Agriculturii, era o dezbatere între faptul că ministerul pe care îl conduceam eu la momentul respectiv avea aproape 7% din PIB, da. Și era o dispută între IT și agricultură, da? care vine cu aport mai mare în PIB. Ei, ajungând în zilele noastre, dorința mea cea mai mare este ca în momentul de față, prin utilizarea acestor fonduri guvernamentale, europene sau alte programe de finanțare, naționale sau nu, să putem să readucem, ca aici vreau să ajung, să putem să readucem tinerii noștri forța de muncă acasă. Suntem deficitari din acest punct de vedere. Dacă în 2006 colegii mei de facultate plecau foarte ușor din țară, vreau să spun că, de exemplu, sâmbătă, când am făcut acea întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu, cu ministrul Bogdan Gruia de la Cercetare, Inovare și Digitalizare la Palace Campus, Palace, la sediul Amazon, unde au participat peste 70 de firme mari sau mari, medii, mici, firme, da, firme din Iași, de IT, nu? 100% din Iași, firme din domeniul IT, mi-am regăsit acolo 2-3 colegi din perioada studenției, oameni care au revenit acasă. Același lucru, și putem demonstra acest element, se întâmplă și în comunitățile unde colegii noștri primari își fac datoria, în sensul că reușesc să aducă normalitatea în comunitățile lor prin astfel de investiții. Repet, din fonduri guvernamentale sau din fonduri europene. Pentru că în momentul de față a avea apă, trebuie apă și canal, trebuie să fie normalitate. Să ai gaz, e un proiect important, sunt 210 milioane de euro alocați pentru județul Iași, bani care vor fi folosiți de comunele sunt aproximativ 50 de comune din județul nostru care beneficiază de aceste fonduri pentru a extinde sau pentru a
iniția aceste lucrări de a aduce gazul în comunitățile respective. Nu mai vorbim despre cel mai important proiect cu care iarăși peneliștii de astăzi de la Consiliul Județean se laudă. Vorbim despre proiectul de apă și canal făcut de echipa social-democrată în anul 2016-2020 de peste 500 de milioane de euro. E un proiect foarte mare. Pentru a aduce normalitatea în aceste comunități. Având fonduri europene, având fonduri guvernamentale, având toate aceste resurse financiare la dispoziție, avem obligația de a readuce normalitatea în comunitățile noastre. Normalitatea ce înseamnă? Să fie conduse aceste localități de oameni onești, integri, care să nu aibă alte interese decât cele pe care le aduc în prim plan cetățenii. Și lucrul acesta îmi doresc să se întâmple și la Consiliul Județean și la primăriile din județul nostru. Normalitatea asta înseamnă investiții în așa fel încât serviciile publice să fie de calitate, iar un tânăr care este stimulat prin diverse programe guvernamentale, că sunt suficiente și în agricultură, și în IT, și în alte, în zona de procesare, nu mai spun că sunt și acolo foarte multe fonduri venite din zona guvernamentală, în așa fel încât normalitatea aceasta să însemne întoarcerea lor acasă, dar ei când se întorc acasă, ce își doresc? Își doresc să aibă servicii publice de calitate, își doresc să aibă creșă pentru copil, o grădiniță care să arate servicii medicale, autostradă sau autostrăzi. Și bineînțeles să ajungem și la infrastructură. Da. Și încetul, zic eu că dacă muncim corect pentru comunitățile pe care le reprezentăm, la nivelul Consiliului Județean reușim să impunem un alt stil de lucru în comparație cu ceea ce s-a întâmplat până acum, sunt convins că putem să dezvoltăm comunitățile și să readucem normalitatea Bun. În mijlocul nostru. 7 primari de la PNL, unul de la, adică din cei 7, ajungem și acolo, 7 primari, 5 pare mi se, nu, de la PNL, unul USR și un coleg PMP, cu care noi lucrăm de foarte okay. mult. Cu toți lucrăm de foarte Dar mult cum, timp. Dar cum îi determinați? Sau ce? Să te aduci cu arcanul? Ce le promiteți? Nu sunt duși nici cu arcanul. Eu fac politică în județul Iași de aproximativ 21 de ani. Cu majoritatea dintre colegii noștri primari și PSD și PNL sau și din alte formațiuni politice, fiind implicat în zona administrativă și politică la cel mai înalt nivel, spun eu, din 2018, îi cunosc cam pe toți. Avem o relație foarte bună. Bun. Și din punct de vedere personal, dar și din punct de vedere administrativ sau politic. Bun, dar lămuriți-mă și mine, bat ei la adică cum se desfășoară locurile? Mergeți dumneavoastră sau filiala merge la ei? Vă răspund în felul următor. Sau vin dumneavoastră ei? Ați rămâne într-o echipă în care cei care conduc acea echipă nu sunt primiți la București pentru a deschide uși și pentru a rezolva nevoile comunității? Asta vă spun ei? Asta unde? Se întâmplă. În momentul de față, Partidul Național Liberal este reprezentat la Iași de persoane care au grave probleme cu legea și mă refer aici în special la dosarul Tabla și la toate celelalte probleme pe care le are cel care conduce astăzi Consiliul Județean. Sunt convins că cei care sunt acasă, care se uită la noi, care sunt implicați în actul administrativ, în primării, în toate instituțiile publice, știu de aceste probleme și în momentul în care nu ai timp să te ocupi de administrație, pentru că trebuie să îți salvezi din cauza acestor probleme, normal că timpul alocat pentru actul administrativ și politic, bineînțeles, timpul alocat este mult mai redus. Repet, sunt un om onest, un om integru, un om care am lucrat în diverse conjuncturi doar pentru interesul cetățenilor din județul nostru și cred că acest lucru îi determină și pe colegii noștri, indiferent că sunt de la USR, PMP, PNL, care sunt colegii noștri implicați în administrația publică locală, să vină alături de noi, pentru că în momentul de față avem posibilitatea să răspundem la foarte multe întrebări pe care cetățenii le adresează. Bun, în 2020, dacă nu mă înșel, l-ați pierdut atunci, partidul a pierdut, nu știu, 8 sau 10 primari, tot așa. Da, s-au dus, pentru că mulți credeau că acolo va fi guvernarea și așa s-a întâmplat până la urmă, guvernare în jurul PNL. Acum poate că fenomenul e invers. Bun, ce se va întâmpla mai departe? Mai vin? Ce informații aveți?
Nu e cazul acum la dumneavoastră într-o la o oră atât cer, de... Nu vă cer nume, de, doar dacă va continua, că am văzut că prima ta a fost 2, după aia a fost 3, a mai fost încă 2. Aș fi ipocrit să spun că nu avem în momentul de față discuții, avem discuții cu toți cei care vor să se alăture acestui proiect și acestui mod de a face politică, adică într-un mod onest, integru și corect. Cred că putem în momentul de față să răspundem, așa cum spuneam și mai devreme, la foarte multe dintre întrebările pe care cetățenii le au. Și cetățenii au întrebări legate de lucrurile care lipsesc în comunități și în momentul în care avem această deschidere, avem acest dialog la nivel guvernamental, la nivelul fiecărui minister, e clar că aceste lucruri, construind proiecte corect, construind proiecte mature care să beneficieze de aceste finanțări, e clar că asta își doresc și reprezentanții acestor comunități. Aș fi ipocrit, așa cum spuneam, să spun că nu avem în momentul de față discuții și cu alte persoane implicate în conducerea OAT-urilor din punct de vedere administrativ și politic, în momentul în care deci, cu alte cuvinte, vor fi elemente vor mai de comunitate, fi trecere, le vom spune. Dacă acestea sunt discuții, probabil că unele se vor și concretiza. Și câte sunt? 3, 5, cu siguranță, 7? Cu siguranță o bună parte din ele se vor concretiza și vom comunica la momentul oportun. Ne putem aștepta la surprize? Adică, nu știu, la nume surprize, parte niște edili mai cunoscuți? Surprize au fost și până acum. Surprize vor fi în continuare. Dar repet, aceste surprize nu implică negocieri la care se gândește unul sau altul. E doar de a forma o echipă și de apartenența lor sau a noastră ca oameni care suntem implicați în zona administrativă și politică, apartenența la o echipă care lucrează zi de zi pentru interesul cetățeanului și nu pentru interesele de familie. Dar dacă mi-ai Chirica bate la ușa PSD și așa sediul primăriei aproape de celălalt PSD, deschideți? N-am avut până în momentul de față nici cât eram președinte interimar, nici acum când sunt președinte ales al organizației PSD Iași discuții pe acest subiect. Din punct de vedere administrativ sau pe problemele care țin de administrația locală, am avut nenumărate discuții din 5 ianuarie 2022 până astăzi. Am avut foarte multe discuții legate de nevoile pe care comunitatea le are, pentru că știți foarte bine, au fost diverse momente în care primăria aveau probleme. Domnul Cojocar, asta și la începutul normal, acestui an au fost discuții legate de niște sume pe care trebuia. Asta au fost dată, discuții și sume. Sper că ați avut și ați discutat și normal să discutați. Tot timpul am discutat despre problemele cu care se confruntă ieșenii. Ai două momente politice, chiar 24 ianuarie. Poate că vine un premier sau un președinte, indiferent de ce culoare. Din punctul acesta de vedere am avut tot timpul dialog. 1 decembrie, ziua națională, adică chiar dacă sunt partide diferite, asta nu înseamnă că trebuie să poate acum tranșe, bătă, indiferent, fiecare cu că vreau să lămurim și acest, în 30 de secunde, să lămurim și acest lucru. Bogdan Cojocaru, ca prefect al județului Iași, dar și ca președinte al județului Iași, a avut tot timpul dialog cu oricine a bătut... Președinte la județului la PSD? Da. Că nu s-a împințat funcția de președinte al județului. Președinte... A spus președinte al județului. Președinte PSD județul Iași. Așa, ca să, corect. Am greșit. Bogdan Cojocaru, ca prefect al județului Iași și ca președinte PSD Iași, a avut discuții de fiecare dată cu toți cei implicați, repet, în zona administrativă și politică. Dar, repet, vă treziți într-o dimineață, într-o sâmbătă dimineață, poftim acum sâmbătă, și pe la 9 beți cafea acolo la partid și poate pac-pac la ușă. Ia-i Chirica. N-am avut această onoare deocamdată. Da, apropo, e închis că nu știu dacă, dar cred că sunt și unii, cred că din partid care și ne apropiau lui Mihai Chirica care și l-ar care dori ce? Înapoi. Că Mihai Chirica a plecat din subiect, PSD. E un subiect pe care s-a speculat și se va specula în continuare foarte mult. La fiecare conferință de presă pe care am făcut-o, ori la prefectură, ori sau mai ales pe zona politică, am primit această întrebare. Am răspuns ori de câte ori cât se poate de corect, atâta timp cât am avut subiecte de discutat din zona administrației publice și chestiuni care țin de nevoile primăriei. Repet, inclusiv acum la începutul acestui an
au fost necesare diverse sume în așa fel încât activitatea primăriei să se desfășoare corespunzător, sume care, bineînțeles, veneau de la Guvernul României și așa mai departe. Am făcut aceste demersuri împreună, am înțeles nevoia pe care o are comunitatea, nu primarul în funcție. Am răspuns de fiecare dată la aceste solicitări. Din alt fel de solicitări, ca să închidem și acest subiect, alt fel de solicitări nici nu am primit și am înțeles. Am Bun. Discutat. Sau nu am discutat despre cum, alt fel cum de credeți că va arăta? În general, când au fost ani electorali și când au fost alegeri locale, a fost tensiune mare, mă refer la nivel local și la Iași, da. Ba chiar campanii murdare, tot felul de cu zvonistica de rigoare, cu lături, cu site-uri măsluite și așa mai departe. Ce, cum crezi că va arăta anul? Anul ăsta avem 4 rânduri de alegeri, dar localele sunt în dat. În iunie și miza e foarte mare, că se pun pe masă, să spunem, posturi de consilieri locali, consilieri județeni, primar, președinte de Consiliul Județean și iar apoi în toamnă parlamentari, prefect, șef de concentrate și așa mai departe. Cum crezi că va arăta Iașul perioada asta? Nu cred că am ales vreodată șefii de concentrate sau... Bun, păi stați puțin, dacă câștigă un alt partid, da? Partidul extraterestrilor, practic vin extraterestri și din această perspectivă să știți că s-a schimbat, dar nu foarte mult. S-a schimbat cel puțin din perspectiva cel puțin din perspectiva echipei social-democrate, s-a schimbat foarte mult și această discuție, dar nu despre asta vorbim. În momentul de față, știm cu toții că știrile false au fost de foarte multe ori în mijlocul acestor activități și mă refer la alegeri. Mai ales pe online, că se pot rostogăli acolo. Eu sper că în momentul acolo. De față, atât cei care se uită la noi, dar și cei care nu se uită la noi, vor avea capacitatea de a se informa din surse credibile, să aibă la... Să se întrebe de 5 ori dacă într-adevăr așa exact, e. Să aibă posibilitatea să verifice din mai multe zone. Nu putem să ne batem cu ceea ce deja știm cu toții. Faptul că există anumite persoane care au probleme cu legea. Nu poate nimeni contesta sau să spună că e un fake news faptul că, sau ceea ce am văzut că mai contestă unii sau alții, diverse articole de presă cu detalii din anumite dosare. Bun, asta e altceva. Momentul când apar, nu, eu nu mă refer acolo la asta. E o chestiune asta e foarte care bine, să apară cât mai multe pentru că află lumea ce fel de personaj e. Dumneavoastră faceți această meserie de foarte mult asta, timp. Ok, asta e altceva, nici nu mă gândesc la asta. Aveți o știre, o dați. Sigur, dar eu mă refer la chestiile, mai sunt invenții, atacuri, inclusiv atacuri între candidați, atacuri între echipele candidaților, subteran. Nu mă refer, eu mă întreb cum crezi că va arăta peisajul. Adică pot fi atacuri inclusiv la adresa PSD-ului sau, mă rog, în momentul adresa de față sau vedem PNL-ului. Foarte clar că există mai multe partide în arenă. Eu sunt adeptul unei competiții cât se poate de corecte, pe argumente. Fiecare cred că are capacitatea să spună ce poate să facă, ce a făcut, ce poate să facă și ce ar urma să se întâmple, dar vedem cu toții că din anumite perspective sunt și partide politice care consideră că politica se face cu telefonul, filmând în direct orice activitate, că ești pe stradă, că ești la ședință, că ești într-o activitate privată sau nu. Unii dintre cei care au intrat în această competiție sau reprezentanții acestor partide politice, și mă refer aici la cei pe care sunt reprezentați, de doamna Șoșoacă, de domnul Simion, am văzut că au această atitudine de a fi foarte agresivi, indiferent de locația în care ne aflăm, de a folosi tot timpul telefonul pentru a provoca sau pentru a filma sau pentru a instiga pe ceilalți participanți. Din această perspectivă nu avem noi niciun control. Sunt convins că cei care s-au obișnuit sau au introdus acest mod de a face politică vor insista
crezând că vor avea succes. Da. Aici electoratul are o datorie de, vedere, de a discerne din punctul și de a fi meu de atent. Vedere, politică nu înseamnă să-ți înjuri adversarul, ci să demonstrezi că poți să faci mai mult decât el. Mulțumesc că aici se termină emisiunea. Vom mai discuta despre ceea ce se va petrece sau ceea ce ne putem aștepta să se întâmple în campaniile electorale, pentru că vor fi multe și miza va fi uriașă. Mulțumesc că a fost Bogdan Coșocaru, lider PSD Iași. Sunt Florin Ghețău, seara bună!